Glorificat să fie Domnul! Dragii mei, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru încă o seară de har pe care ne-o dă, ca la această seară de închinare și de studiu în Cuvântul lui Dumnezeu, să putem să creștem tot mai mult în cunoașterea Dumnezeului nostru. Așa să ne ajute Domnul. De aceea, în această zi, tot spre biserică vom privi, tot spre creștinii care alcătuiesc biserica lui Dumnezeu, însă din perspectiva unei alte metafore, dacă joia trecută prin îndurarea lui Dumnezeu s-a vorbit despre biserică sau creștinul care trebuie să fie asemenea unui mădular în trupul lui Iisus Hristos, biserica este asemănată cu trupul lui Hristos, capul bisericii este Iisus Hristos Domnul, iar noi creștinii, fiecare în parte, să fim mădulare în trupul lui Hristos. Și predica mea de joia trecută s-a numit Ești mădular sau membru în trupul lui Iisus Hristos. În această zi vom parcurge o altă metaforă biblică. De data asta, Dumnezeu aseamănă biserica sa, creștinii, având calitatea de fii și fiice, copii ai lui Dumnezeu. Și vom încerca să răspundem în această seară la întrebarea cum poți ști dacă sunt sau nu copilul lui Dumnezeu. Că penticostal putem fi, baptiști putem fi, ortodoxi putem fi, dar să vedem dacă suntem și copii de Dumnezeu. Vom citi din cartea 1 Ioan de la capitolul 3, deci vorbesc despre epistola 1 sobornicească a lui Ioan de la capitolul 3. Voi citi primele 3 versete, pagina Bibliei 1200. Iată ce consemna apostolul iubirii inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Amin. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Amin. Până aici cuvântul Domnului, mă invit respectuos să vă reocupați locurile. Din multitudinea de metafore pe care Sfânta Scriptură, fie în Vechiul, fie în Noul Testament, le folosește în vederea dobândirii unei cunoașteri mai îndeaproape, mai în detaliu, a ceea ce pretinde, cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi, nu-i așa? Atunci când Dumnezeu aseamănă creștinul sau biserica cu un trup sau creștinul cu mădulare în trupul lui Hristos, am înțeles foarte clar la ce face referire. E vorba de acea simbioză, legătură, unitate desăvârșită cu toții fiind complementar în trupul lui Hristos. Când face referire la imaginea creștinului ca un soldat, înseamnă că noi suntem într-un război spiritual și trebuie să ne asumăm bătălia aceasta spirituală și pentru că suntem într-un război nevăzut, dar real, noi trebuie să ne pregătim în fiecare zi cu altfel de arme, diferite de armele lumii. Și Biblia le numește armele luminii, armele creștinului lui Dumnezeu. În această zi vom privi din perspectiva creștinului care prin harul lui Dumnezeu dobândește calitatea de fiu sau fiica lui Dumnezeu, calitatea de copil al lui Dumnezeu. Și în momentul în care Biblia folosește această metaforă, de fapt vrea să ne reveleze câteva adevăruri. Și tocmai despre asta vrem să vorbim în această zi și să încercăm să fim decriptorii acestui mesaj transmis prin metafora biblică, creștinul, un copil al lui Dumnezeu. Sigur că atunci când vorbim despre calitatea de fiu, înseamnă că mai înainte trebuie să avem niște predecesori. Iar cel care ne naște din nou este cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu își asumă calitatea de tată și chiar în versetul acesta
spune apostolul iubirii, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl și ce mare har. Să poți avea un tată cu resurse infinite. E așa. Dacă v-ați fi întrebat în această zi pe fiecare dintre dumneavoastră în ce familie ați fi vrut să vă nașteți, probabil că o parte însemnată dintre noi am fi spus într-o altă familie decât familia în care ne-am născut. Și ne-am fi dorit noi să ne naștem în familia unui primar, unui președinte, unui senator, să ne naștem în familia unui businessman, unui multimiliardar al lumii acesteia, nu? Nu e totuna să te naști în familia lui Gheorghe de la Gheboieni cu fapta de a te fi născut sau evenimentul de a te fi născut, eu știu, în familia lui Bill Gates. Alte sunt oportunitățile, altul este startul în viață, însă realitatea este că oricât de buni ar fi părinții și cei care ne-au dat viață, suntem exact ceea ce vrem să devenim. Însă, dacă noi în această zi înțelegem binecuvântarea de a avea pe Dumnezeu ca Tată, înseamnă că ființele noastre ar trebui să fie profund recunoscătoare, pentru că suntem copiii celui mai măresc Tată din Univers. El conduce Universul acesta, El nu este limitat nici de timp, nici de spațiu, are toate resursele și mai mult decât atât, în dragostea Lui, e gata să ne ofere tot ceea ce este mai bun pentru noi. De aceea, plecând de la acest adevăr esențial, în această zi mi-am structurat mesajul meu în trei mari puncte. În primul rând, intenționez să vorbesc despre procedura dincolo de care putem deveni copiii lui Dumnezeu. În al doilea rând, voi vorbi despre probe sau dovezi că suntem copiii lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, voi vorbi despre privilegiile sau beneficiile ce decurg din calitatea de fiu sau fiică a lui Dumnezeu. Procedură, probe, privilegii. Îți trei de pâ, ușor de reținut. Pe lângă alternativa, perspectiva aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu, avansată de Sfântul Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, Biblia ne spune că poate fi și o altă perspectivă. Ioan, capitolul 8, cu versetul 44, și vreau să citim acest verset biblic ca să vedeți că nu toți oamenii din lumea asta sunt copiii lui Dumnezeu. Deși mulți își arogă calitatea de copiii lui Dumnezeu. Cel puțin în România, un procent covârșitor, probabil peste 96% dintre oameni, își asumă calitatea de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și toți proclamă același crez, cel puțin până la un punct, și chiar acest manifest religios prin rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Nu se roagă și ei la fel? Tatăl nostru care ești în ceruri. Și cu toate astea, oare toți cei care se roagă Tatăl nostru care ești în ceruri sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu? Ce ziceți dumneavoastră? În această zi, în a doua parte a predicii mele, vom încerca tocmai asta să examinăm și să observăm că nu-i suficient doar să fii apartenentul unei denominațiuni confesionale. Nu-i suficient doar să folosești niște fraze, rugăciuni, sau să te autodeclar ca fiind fiul sau fiica lui Iisus Hristos. Pentru că și bogatul nemilostiv în Luca 16 și-a declarat calitatea de fiu și a strigat spre Părintele Avram, care în chip alegoric reprezintă pe Dumnezeu acolo. Cum l-a strigat? Tată, nu? Părinte! Numai că dacă Dumnezeu ți era părinte, tu nu erai în iad. Dacă Dumnezeu ți era părinte, tu erai în sânul lui Avram. Tu erai în raiul lui Dumnezeu. Erai în binecuvântatul și gloriosul loc al prezenței lui Dumnezeu întotdeauna cu tine. Iată, dragii mei, că așa cum s-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi. Și au zis că există și a doua posibilitate. Ca oamenii să nu-L aibă de tată pe Dumnezeu și să-L aibă de tată pe diavolul. Și haideți să citim verset. Zicea unora dintre oamenii care alcătuiau audiența vremii, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș. Ne oprim puțin aici. Cine a fost ucigașul?
Tatăl acestei categorii de oameni. Cine e tatăl acestei categorii de oameni? Diavolul, Satan. Și zice despre acest tată că a fost un ucigaș. În momentul în care noi suntem ucigași, cum ne numim? Copiii lui Dumnezeu sau copiii celui rău? Și poate mă veți întreba în această zi, cum adică ucigaș? Și în terminologia aceasta, ucigaș, intră cel puțin trei categorii de oameni. Intră criminalii, care în sensul propriu al cuvântului sunt ucigași. Doi, intră cei care nu se pretind a fi criminali, dar care omoară copii în pântecele mamelor lor. Nu-i așa, ăștia cum se numesc? Tot ucigași în accepțiunea Bibliei, adică cei care fac avort intenționat, vorbim despre avortul spontan sau pierdere de sarcine involuntare, vorbim despre cei care fac crime și dau legi în vederea promovării acestui curent de gândire pro-avort. A doua categorie de oameni care omoară în pântecele lor copilași nevinovați, cea mai meschină faptă reprobabilă de a omorâ pe cineva care nici măcar nu are posibilitatea să se apere. Și în terminologia biblică mai există a treia categorie de ucigași. Veniți, zice Ieremia, să ucidem cu vorba. Remarcați verbul să ucidem. Oameni care nu ucid în fapt, dar ucid prin cuvintele lor, și cuvintele lor sunt niște săbi ascuțite, gata să taie, să distrugă, să stingă duhul, să omoare și să distrugă pe oamenii de lângă el sau ea. Prin urmare, iată că sunt și oameni care pot ucide cu vorba. Continuăm. El, dar la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Adică, nu doar ucigaș, ci și mincinoși îl lau de tată, nu pe Dumnezeu. Pe cine? Pe diavolul. Pentru că în el nu este adevăr. El nu poate afirma, susține, lupta și trăi adevărul. Ori de câte ori spune o minciună, asta înseamnă că nu de fiecare dată spune minciună, dar de cele mai multe ori minte, poate spune și jumătăți de adevăr, ca mai apoi să le deturneze tot în scop eronat și înșelător, vorbește din ale lui căci este mincinos și tatăl minciunii. Și acum eu întreb, dacă diavolul este tatăl minciunii, ca să se poate naște copilul numit minciuna, cine să fie mama minciunii? Că tatăl minciunii e diavolul. Dar mama minciunii să se poată naște copilul numit minciuna, cine credeți că e? Omul care minte. Face echipă cu diavolul și se unește omul care minte cu diavolul care este generatorul și tatăl tuturor minciunilor și se naște pe gura lui ce? Sau ei minciuna, înșelăciunea. Prin urmare, dragii mei, iată că există și această a doua alternativă. Să nu fii copilul lui Dumnezeu și să fii copilul celui rău. Când ucizi sau când spui minciuni, și sigur că vom vedea mai târziu că aceasta nu este o listă exhaustivă, este doar o listă mai degrabă exemplificativă, dar din care putem învăța câte ceva. Acum, în Luca, în capitolul 18, versetul 17, Biblia condiționează accesul în împărăția lui Dumnezeu tocmai de această calitate de fiu și fiica lui Iisus. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și dintr-o dată, Iisus Hristos în fața auditorului pune un copilaș în față și voi trebuie să vă faceți ca acest copil. Ca să puteți să moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Și acum, hai să mergem către primul punct al predicii. Care este procedura prin care un om poate dobândi calitatea de fiu sau fiica lui Dumnezeu? Dragii mei, eu când m-am născut, n-a depins de mine. Altcineva a acționat pentru mine și mai presus de toți aceștia, Dumnezeu a hotărât să-mi dea viață. Însă, vreau să vă spun că tot la fel se întâmplă, păstrând evident proporțiile, și în dimensiunea spirituală.
Ca un om să poată fi copil de Dumnezeu, mai întâi trebuie să se conceapă. După ce s-a conceput, să se nască. După ce s-a născut, trebuie declarat. Și eu când mi s-a născut copilul, mi-aduc aminte, a trebuit să mă duc la serviciul de evidență a persoanelor, pruncul meu bucureștean, că s-a născut acolo, și a trebuit să mă duc să-l iau în evidență și, ca să poată elibera un certificat de naștere, să declar că eu și nevastă mea suntem părinții acestui copil. Ori vreau să vă spun că în dimensiunea spirituală, prima dată, ca să se poată realiza din punct de vedere procedural evenimentul acesta al nașterii, care să te ducă în calitatea de fiu sau fiica lui Iisus, e nevoie, dragii mei, în primul rând, de un material. Materialul sunt eu și dumneata, oameni păcătoși, despre care Biblia spune morți în păcatele noastre, Efeseni capitolul 2, versetul 1. Deci, calitatea de morți, niște materiale moarte. Moarte nu fizic, moarte spiritual. Noi nu suportam predicile, nu suportam Biblia, noi suportam rugăciunea, noi suportam cântările de laudă, noi eram sortiți pieirii, noi nu puteam în dimensiunea omenească, firească a ceea ce eram noi, să accesăm și să fim compatibili cu lumina lui Hristos. Așa se explică și această versiune, respingere, pe care oamenii o au față de Biblie, față de rugăciune, față de sfințenie. Discutam zile trecute cu cineva și nu mai era o stimată doamnă patroană și la un moment dat, povestindu-ne drama prin care dânsa a trecut cu fata ei, care în 2020-2021 a murit înecată în timp de pandemie pentru că s-a dus nu știu în ce concediu și fata ei la 42 de ani a murit înecată lăsând câțiva copilași și povestea în lacrimi femeia asta despre drama asta. La un moment dat, unul din cei cu care eram acolo a început să-i spună, dar cu țigările astea, pe care dumneavoastră le toți fumați și de când stați de vorbă cu noi, tot fumați țigară pe țigară. Cum facem? Ea spunea că e fiica lui Iisus, că îl iubește pe Dumnezeu, că s-a dus la mănăstire, s-a dus prin Grecia, pe muntele Athos, pe acolo. Ce facem cu treburile astea? Și într-o dată a zis, te rog, taci, nu mai spune asta, deja mă irită, zici. Nu mai să-mi spui să mă las de țigări, mă irită, zici. Și apoi zice, uite, vi-l dau pe Timotei, vorbiți cu el că dânsu-i preot. Și atunci, imaginați-vă că n-au mai stat decât câteva minute și și-a găsit de treabă. De ce? Pentru că există un soi de respingere. Între lumină și întuneric există, dragii mei, o antinomie. Între adevăr și minciune există o antinomie. Între păcat și sfințenie există această respingere. De ce? Exact așa eram și noi. Dar acest material răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, sortit pieirii, mort spiritual, intră în contact cu sămânța Evangheliei numită Biblia. De ce spune în Ioan capitolul 3? Voi ați fost zice despre Nicodim, ce nu se naște din apă și din Duh. Apa acolo reprezintă, în alt text reprezintă Duhul Sfânt, în textul ăsta, printr-o ermeneutică elementară, face referire coroborat cu alte pasaje biblice la cuvântul Domnului Iisus Hristos, fiindcă avea să spună mai târziu Sfântul Apostol Petru, voi ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, care este cuvântul vieții, cuvântul Domnului, adică Sfânta Scriptură. Și Biblia, pe care eu o predic în seara asta, intră în contact cu materialul ăsta numit Timotei Floare, omul mort spiritual, fără de Dumnezeu, până să-L cunoască pe Dumnezeu. Și în momentul în care intră în contact cu această sămânță a Evangheliei Dumnezeu, mai e nevoie de ceva. Mai e nevoie de cineva care să producă legătura dintre mort și viu, să poată veni învierea. Și dintre materialul mort, care eram eu și dumneata, și sămânța Evangheliei, adică cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie cineva care să le lege și să poată sufla duc de viață. Și știți cine este acesta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine prin ușa cuvântului, prin intermediul cuvântului proclamat, pătrunde la materialul mort spiritual sub condiția lui de viață păcătoasă
Și în momentul ăla suflă peste valea oaselor uscate, vezi Ezechiel, și cei mort este adus la viață și prinde vene, spiritual vorbind, carne, viață, și o să strige, se poate naște o țară într-o singură zi? Da, s-a născut Israelul. Dar și noi, mulți dintre noi, prin întâlnirea cu Dumnezeu, s-a produs în viața noastră un miracol. Dumnezeu ne-a născut din nou și ne-a adus la viață, glorificat să fie Domnul. Fiindcă tot Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan, în capitolul 14, Duhul Sfânt va convinge, nu Timotei Floare, nu predicatorul. Predicatorul e canalul prin care Dumnezeu vorbește. Și canalul prin care Dumnezeu vorbește e omul lui Dumnezeu. Dar ceea ce transmite omul lui Dumnezeu, după cum robinetul dă apa, eu slujitorul robinetul, de unde apa? Apa trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, deci robinetul trebuie să dea cuvântul lui Dumnezeu și mai apoi Duhul lui Dumnezeu ce va convinge lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și Duhul lui Dumnezeu începe să-l trezească pe om, conștiința se trezește în el, pentru că oamenii, când se nasc, se nasc în condiția lor de viață păcătoasă. Și acum vreau să-mi afișez, te rog, 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 22. După cum prin primul Adam toți mor și noi ne-am născut în păcat, în păcat, zice, Biblia ne-a zămislit mama noastră. Tot așa, prin al doilea Adam, care este cine? Iisus Hristos, toți vor învia în Hristos. Și după cum printr-un singur om, pe nume Adam, a venit o hotărâre de condamnare, moartea, plata păcatului este moartea, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, prin al doilea Adam a venit ce? Viața, salvarea, hotărâre de iertare întru neprihănire, avea să explice Sfântul Apostol Pavel bisericii din Roma mai târziu. Și iată, dragii mei, că în momentul în care materialul mort spiritual intră în contact cu sămânța cuvântului și cu puterea Duhului Sfânt care lucrează, primul lucru care se trezește în om, știți ce este? Conștiința. Prima cameră a casei Duhului, că omul este Duh, Suflet și Trup. Și Dumnezeu pătrunde prin intermediul Duhului, după cum dumneavoastră ați pătruns prin ușa aia ca să ajungeți în sanctuar, prin intermediul Duhului cu D mic al dumneata, pentru că sunt trei camere ale casei Duhului și prima cameră a casei Duhului se numește conștiința, acel tribunal lăuntric pe care în mod ontologic Dumnezeu l-a așezat în ființa omului, se trezește conștiința. Conștiința care până mai ieri se lăuda cu păcat. Mă, zice, eu nici la cincea albă de bere nu mă fac măgmur, nu m-am îmbătat. Dintr-o dată conștiința se trezește. Bă, eu mă laud cu păcatul, mă. Eu mă laud că mi-am bătut nevasta, mă. Eu mă laud că mi-am înșelat nevasta, mă. Nenorocit de om ce sunt. Dintr-o dată, conștiința se trezește. Bă, eu m-am lăudat că l-am țepuit pe ăla, că l-am păgubit pe ăla, că i-am făcut răul ăla, că l-am jignit și am închis gura, că l-am înfrânt pe ăla, că l-am păgubit și am făcut atâta rău. Din altfel, conștiința aceea se trezește la realitate. Simțurile duhovnicești se trezesc. Vine de la conștiință, la intuiția duhovnicească, zice, măcar să-l caute cum, zice Pavel. Bâși, băi! Tot se va lăsa Dumnezeu găsit. Conștiința se trezește și apoi merge către a doua cameră a casei Duhului, intuiția, și începi să buchisești, să bâjbâi, să intuiești ce ar trebui să fac eu. Bă, cred că ar trebui să iau o Biblie, bă, cred că ar trebui să mă lipesc de un om care să-mi dea niște răspunsuri. Cred că ar trebui să mă rog, cred că ar trebui să strig și să reclam condiția mea păcătoasă. Și merge către a treia cameră acestei case prime din ființa complexă a omului numită Duhul. Deci conștiința se duce la intuiție și ajunge unde? La comuniune. Ce înseamnă comuniune? Camera care vrea să comunice cu Dumnezeu. Asta se mai numește rugăciune sau închinare. Dorința de a intra imediat în contact direct cu Dumnezeu. Vrei să-i spui ceva? Și începe și această cameră să activeze. Să intri într-o comunicare profundă cu Iisus. De acolo, mesajul lui Dumnezeu care a pătruns la Duh se coboară unde? La suflet. Rațiune, sentimente și voință. Sufletul are tot trei camere. Rațiune, sentimente și voință. De ce câte trei? Fiindcă suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pătrunde mai întâi la nivelul rațiunii, mintea. Mintea discerne deja. Mintea face evaluări.
Face observații. De la minte se duce unde? La sentimente. Dintr-o dată regreți, te dor păcatele. Te apasă conștiința, începi să plângi. Și sentimentele încep să o ia la trap. Și zici, bă, de-o bărbată toată firea, femeie toată firea. Eu să-mi plâng condiția, eu să mă simt vinovat. Bă, și sentimentele încep să o ia la trap. Te simți vinovat de tot ce ai făcut până astăzi. Că Dumnezeu care din sala de maternitate și până astăzi te-a păzit, te-a ocrotit și ți-a îmbelșugat viața cu atâta bine, i-ai întors spatele, l-ai rănit, l-ai ignorat și i-ai călcat principiile în picioare. Și dintr-o dată sentimentele de vinovăție, lacrimile încep să curgă. Și merge de la rațiune, la sentimente și apoi la cea de-a treia casă a sufletului, care se numește voința. Fac aici o observație. Uitați-vă că tot ce ține de casa sufletului, rațiune, sentimente și voință, ele nu pot fi percepute cu ochiul liber. Pentru că ele sunt apanajul lumii imateriale. Așadar, a pretinde că dacă nu l-ai văzut pe Dumnezeu cu ochiul liber, nu înseamnă că nu există, înseamnă că dumneata mi-e contesta în mod implicit faptul că nu există nici rațiune, nici sentimente, nici voință. Că nu se vede nici mintea, nu se văd nici sentimentele, nu se vede nici voința. Noi vedem în schimb ce? Efectul sentimentelor. Noi vedem în schimb ce? Efectul voinței. Prezența dumneavoastră este un efect al voinței. Noi n-am văzut voința, vedem doar efectul ei. Noi nu vedem curentul electric, vedem doar efectul curentului electric. Noi nu-L vedem pe Dumnezeu, prin urmare, vedem doar efectul prezenței lui Dumnezeu. Și începe voința să se activeze. Vrei să te întorci la Dumnezeu. Vrei să cauți, vrei să cunoști mai mult din Dumnezeu. Și apoi de la suflet a preluat mesajul, de la Duh a preluat mesajul către suflet și sufletul transmite mai departe cui? Celei de-a treia entitate a omului, care se numește trupul. Trupule, n-ai mai voie, nu mai ai voie să bei orice. Nu mai ai voie să te comporți oricum. Și dintr-o dată trupul primește niște repere foarte clare, niște hotare pe care Dumnezeu l-a statuat în Sfânta Scriptură. De cealaltă parte, de jos în sus, diavolul, prin intermediul acestui lut numit trupul, n-are o ușă de acces cum are Domnul către noi. Diavolul are 5 căi de acces. Și aceste 5 uși sunt cele 5 simțuri umane. Văz, mai ales văz, auz, miros, pipăit și gust. Și prin aceste cinci simțuri, pătrunde diavolul prin aceste uși ca să ajungă în final unde? La suflet. Deci miza comună și pentru diavol și pentru Dumnezeu e sufletul. De ce? Că sufletul e veșnic. Când omul moare, Eclesiastul spune, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Trupul se face una cu pământul, am fost făcut din pământ, mâncăm din ce iese din pământ. Iubim lucrurile de pământ, că am trosit sub pământ. Să ajungem cu toții pe strada egalității, cum zic eu deseori, în dormitorul tăcerii fără de ferestre. Dar sufletul va merge la una din două adrese. Raiul sau iadul, cu sau fără Dumnezeu. Și toată lupta este de fapt pentru acest teritoriu comun numit sufletul. Omul când se naște din nou, revin la predica mea, și dobândește calitatea de fiu și fiica lui Dumnezeu, în momentul acela, dragii mei, printr-un miracol pe care îl face cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, apare ce în om? Încrederea. Galateni, capitolul 3, cu versetul 26. Încrederea este prima ușă prin care eu pătrund în dimensiunea a ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața mea. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Așadar, prima cale de acces prin care eu voi pătrunde ca să dobândesc calitatea de fiu sau fiica lui Iisus este încrederea mea sau credința mea, convingerea mea fermă în Iisus Hristos. Cred că El există, cred că El a murit pentru păcatele mele și cred că jertfa Lui este necesară și suficientă să mă ierte de toate păcatele mele. Glorificat să fie El pentru asta. De aceea, din punct de vedere al procedurii, mai întâi se întâmplă ce v-am spus mai devreme, eu manifest încredere față de Dumnezeu, îmi propune mie, El vine și îmi propune o ofertă. Eu am murit pentru tine, eu vreau să te schimb. Eu manifest încrederea mea în El. E ca și cum dumneata asta se mai numește mântuire. Mântuire vine de la verbul grecesc soterios, care înseamnă salvare de la un pericol iminent. Deci, frații mei adventiști, vă rog frumos, cercetați cu deamănuntul Biblia, pentru că
E o durere și o dramă să puteți vorbi despre mântuire, care înseamnă salvare de la un pericol iminent, și dumneavoastră îmi spuneți că ne salvează de la nimic. Pentru că ei ne propun altă variantă. Ce cine a fost om de treabă ajunge în cer, cine nu se anihilează. Și Dumnezeu a venit prin Fiul Său Iisus Hristos să ne salveze de nimic, de anihilare. Nu, nu, Hristos a venit să ne salveze de iad. Și atunci eu vreau să vă spun că exact așa se întâmplă. Dumneata te-ai înecat în mările nemiloase ale păcatului. Și la un moment dat ți-ai văzut condiția și ai început să strigi după ajutor. A strigat după ajutor înseamnă ai început să deschizi Biblia. A strigat după ajutor înseamnă ai început să vii la biserică. A strigat după ajutor înseamnă ai început să scrolezi predici pe internet. Și voiai să găsești ceva ajutor. Și dintr-o dată, în disperarea dumneata de a striga după ajutor, în nădejdea că vei fi salvat, Hristos îți pune la dispoziție ancora de care să te prinzi. Exact cum s-a scufundat Titanicul în 1912, nu-i așa? Și au venit corăbile de salvare, unii au amânat chestiunea asta, că părea că este o glumă, fapt pentru care mulți au murit, sute de oameni au murit. Pentru că nu au manifestat încredere față de cei care au întins corabia de salvare. Mulțumesc frumos! Și Dumnezeu și nouă, prin Iisus Hristos, ne întinde mâna de salvare. E vesta Lui de salvare să ne urce în corabia mântuirii. Și noi, în loc să urcăm în corabie, unii dintre noi refuzăm corabia de salvare. Asta înseamnă pocăință, care mă duce în calitatea de fiu și fiica lui Dumnezeu. Eu urc în corabia de salvare și nu mai intru în tabăra celor care se vor numi cum pierduții, și voi intra în tabăra celor care se numesc cum salvații. Foarte, foarte limpede. Și Dumnezeu ne salvează printr-un miracol extraordinar. Eu aleg să încred în El de plin. De ce? Am crezut în El, m-am bazat pe El, i-am recunoscut statutul Lui ca Domn și din momentul ăla vreau să învăț și să accept tot ce îmi spune El mie. Apoi, ce se întâmplă? Tot sub aspectul procedurii dobândirii calității de fiu și fiic. Pe lângă încrederea pe care o am manifestat-o, este că Hristos în momentul imediat următor trebuie să-și revendice un preț în dreptul meu. Fiindcă dumneata erai robul celui rău. Și Dumnezeu n-are dreptul să facă ce vrea cu noi până când nu avansează dovada tributului pe care l-a plătit prin Hristos la cruce pentru noi. Ne-am urcat în corabia salvării, ne-am încrezut în El și din momentul acela Dumnezeu, zice Biblia, ne răscumpără. Ce înseamnă ne răscumpără? Înseamnă că face trimitere la crucea lui Iisus și spune: eu, ca să-i pot lua mai departe și apăra, eu trebuie să-i înfiez. Asta se mai numește adopție în limbaj cotidian. Și Dumnezeu ne-a adoptat. A plătit prin Iisus un preț pentru noi. Și vine și la cruce ne arată prețul. Ăsta e prețul pe care eu l-am plătit pentru voi. Eu i-am adoptat. Și urmează înfierea. Efeseni capitolul 1 cu versetul 5. Este pilduitor. Și după înfiere, urmează cea de-a treia etapă, înnoirea, care se mai numește anoten, naștere de sus, nașterea din nou din Ioan capitolul 3. Iată, dragii mei, aceste trei elemente sunt trei elemente care descriu primul punct al predicii mele din această zi, procedura în vederea dobândirii calității de fiu sau fiică a lui Iisus. Și capăt calitatea de înnoit. Nu e așa? Dacă un împărat, un președinte de stat, ia un homeless, un om al străzii, care umblă prin gunoaie, care are o condiție disgrațioasă din toate punctele de vedere, și le ia de la lada de gunoi a lumii ăstea, din tomberoane și din grop și din oroi, și îl duce imediat în palat, nu înseamnă că el va ajunge un președinte. Palatul va deveni un tomberon. Și atunci ce va face regele, statul, liderul, președintele? Mai întâi, după ce l-a înfiat, ca să aibă dreptul legal să facă ce vrea cu el mai apoi, îl trece printr-un șir de evenimente care se numesc toate astea educare. Și le ducă. O zice, uite, ăsta e să te speli, condiții de igienă,
Că degeaba eu ți-am dat o pereche de haine și te duci înapoi la cele vechi. Și din momentul acela începe procesul reabilitării educării lui. Că dacă nu se întâmplă asta, n-a făcut mare lucru. Și după ce Hristos ne-a înfiat, Hristos ne înnoiește, ne spală, ne curățește de toate păcatele noastre și ne educă spiritual ca să putem asimila toate principiile și toate regulile pe care statul monarh îl are. Nu-i așa? Dacă vrei să fii din viță nobilă și vrei să faci parte din familia regală, iau niște reguli foarte clare. De vestimentație, reguli de comportament, reguli de alimentație. Nu mai citeam că nevastă-mi e pasionată de treaba asta, citeam ce reguli. Și ea mai spune și mă tot bate câteodată la cap cu treburile astea. Uite, zice, cum era regina Anglia, zice. Și uite ce reguli foarte clare aveau și a cunoaște istoria lor și îmi povestește. S-a numit așa cealaltă. Uite, așa mai prins și eu. Păi și mi-am dat seama că erau niște reguli foarte clare. E tot la fel face și acest rege care se numește Dumnezeu cu noi. Pe lângă procedura în vederea dobândirii calității de fiu și fiică a lui Dumnezeu, urmează probele că ai fost sau nu copilul lui Dumnezeu. Și haideți să vedem. Care sunt dovezile sau probele că noi suntem sau nu copilul lui Dumnezeu? Haideți să încercăm câteva. Prima dovadă. Am primit eu dovada dependenței de Dumnezeu. Când se naște copilul, dragii mei, biologic vorbind, ce observați dumneavoastră în mod instinctual la copil? Dar după cine plânge? Și dacă vine mama și elea la sânul ei și în brațul ei, așa e că se liniștește imediat. Nevasta mea mi-a povestit când a născut pe copil, copilașul a început să strige în gura mare, ăștia care au tăiat-o și au ajutat-o să nască copilul, i-au și tăiat capul copilului în vreo 3 părți. Din cauza neatenției, dar slavă lui Dumnezeu că n-a îngăduit să se întâmple ceva mai rău. Mi-au spus oamenii atunci, fă plângere, dă-i în judecată, pentru că așa ceva nu se poate face. Dar ne-am rugat lui Dumnezeu ca să nu existe repercursiuni și urmări grave. Și primul lucru, când copilul s-a născut, a început să urle, să țipe. Și când l-a pus în brațe la mama lui, s-a liniștit instant. Orice altă persoană ar fi vrut să vină să țină în brațe, plângea. El voia la mama lui. Și ce înseamnă asta? Dependență. Prima dovadă că eu m-am născut din nou e că din momentul ăla în fiecare zi sufletul meu strigă după tata. Îl vreau pe Dumnezeu. Astăzi n-am vorbit cu el. Serviciul, lasă-mă să vorbesc mai întâi cu el. Bărbate, lasă-mă să vorbesc mai întâi cu el. Somn, oboseală, lasă-mă să stau de vorbă cu el. Nu voi da țipire ploapelor mele, striga David, până nu voi sta de vorbă cu împăratul meu. Există o dependență, o dorință să-i cauți prezența. Uite, vedeți dumneavoastră copilașul din brațele lui Phoebe? Pe fetița Lois. Dacă eu aș lua o mu pe Lois din brațele ei și aș duce-o în brațele mele, știți cum ar începe să plângă și să țipe? Știți de ce? Că nu-i ca în brațele mamei și ale tatălui. Când diavolul vrea să te urce în brațele lui, oferindu-ți la tarabele vieții tot felul de lucruri păcătoase, sufletul în tine trebuie să urle, nu-i locul tău aici! Cum mi-a povestit mie un prieten? Zice, eu m-am întors la Dumnezeu, dar n-am înțeles mare lucru. M-am predat lui Dumnezeu, m-am hotărât să-L urmez pe El și zice, după aceea m-am dus din nou la discotecă, m-au chemat prietenii. Și când m-am dus din nou la discotecă că m-au chemat prietenii, pur și simplu zici că mi s-au deschis ochii, zice. Niciodată n-am avut senzația asta. Mi-a fost o scârbă de tot ce era acolo, mi se părea că eu nu trăiesc, mi se părea că toți oamenii sunt atât de încuiați și mințiți de diavolul. Și eu până atunci mă simțeam bine, din momentul ăla parcă o disgrație, o scârbă teribilă, ceva s-a produs în mine. E, te-ai născut din nou, prietene. Și când te naști, sufletul tău strigă după tata. Vreau glasul tatălui, vreau brațele tatălui. Brațele tatălui nu le găsești la discotecă, nici în păcat, nici în compromis. Încep să depinzi de Dumnezeu. Dacă o zi trece și nu te-ai rugat, țipă sufletul în tine. Patul nu s-a mutat din loc, salariul n-a scăzut. Dar pur și simplu sufletul din tine țipă după Dumnezeu. E ceva ce spune că tu în mod intrisec depinzi de El. Nu poți dormi noaptea până nu i-ai spus două vorbe.
Nu poți pleca la activitățile tale până când nu ai stat de vorbă cu El. De aceea vă chem în această zi să ne verificăm sub acest aspect. Noi, la capitolul dependență de Dumnezeu, mai suntem noi dependenți de Dumnezeu? Pot trece zilele să nu citim Biblia sau țipă sufletul în noi? A osândă, a condamnare. Pot să treacă zilele să nu ne rugăm și să nu strigăm după El și să intrăm în părtășie cu El, dragii mei? Prima dovadă că te-ai născut din nou și că Dumnezeu ți este tată și ești copilul lui Dumnezeu, e că în fiecare zi îl vei căuta. Nu trebuie să spună pastorul treaba asta. Nici nu trebuie să vezi mesajul fratelui Alex pe WhatsApp în fiecare zi. Astăzi avem 3 capitole de citit din Biblie. Ce spune sufletul? Nu trebuie să zici, bă, vin la biserică că predică fratele Timotei și el îmi zice să vin la biserică. Spune sufletul. Că tu te poți leza de mine când eu te văd că duminică trebuie să vii la biserică și te plimbi prin parc. Și te lezezi de mine. Dar mă întreb, tu chiar ai fost născut din nou? Nu te lezezi de El? Sub aspectul acestui al doilea punct, probe că te-ai născut din nou, a doua dovadă, pe lângă dependența de tata, este docilitatea față de tata. Ce înseamnă? O stare de smerenie, de supunere, fiind gata să asculți de tot ce spune tata. Pruncul întreabă, tata răspunde. Și copilul prin imitare părea tot ce vede la părinți. Tata, dar asta cum e? Și în ziua în care nu mai pune întrebări, e prea târziu să-i mai dai răspunsuri. Câte vreme pune întrebări, e momentul cel mai propiciu să poți face educație cu el. Și atunci, tu începi să stai de vorbă cu tata și ești gata să asculți. De aceea zice Biblia, dacă nu vă veți face ca un copilaș, cum adică ca un copilaș? Docil, supus, smerit, dispus să învețe de fiecare dată. De aceea am spus eu odată, câteodată facem echipă mai bună în lucrare, nu cu ăștia cu ștate de plate vechi în credință, care au ruginit. Și facem echipă cu cei care s-au născut din nou și care sunt dispuși să zică, bă, nu vin cu aere de profesor, vin să învăț. Și sunt gata, spuneți-mi ce trebuie să fac și asta așa, să fiu sigur că nu-mi pierd mântuirea, să pot face lucrarea lui Dumnezeu cu toată inima mea. Acea lepădare de sine, acea smerenie, acea deschidere și dispoziție spre a asimila cuvântul lui Dumnezeu. A treia dovadă că omul s-a născut din nou și are calitatea de fiu sau fiica lui Iisus este dragostea manifestată. Bun, că la docilitate puteam citi Matei 18 cu 4, dar nu mai citim versetul ăsta. În Matei capitolul 5 cu versetul 9 vorbește despre oamenii care imediat se împacă ca un efect al dragostei. Împăciuitorii, că ăștia ce statut au ăștia? Fii lui Dumnezeu. A treia calitate, a treia dovadă incontestabilă că tu ești fiica sau fiul lui Dumnezeu e dragostea care te mână la reconciliere grapnică cu cei cu care ai interacționat în diferende, în litigii, în certuri, în discuții. Pur și simplu ceva strigă în Duhul dumneata că tu trebuie să treci peste, să iubești, să acoperi în iubire și în dragoste. Pentru că ești copil. Eu mă uit la fiul. Păi dacă l-am supărat, de exemplu, el a plâns că vrea mașinuța aia și eu nu i-am luat-o, câteodată nu o iau, nu că n-aș putea să o iau, ci ca să învețe că trebuie să audă și nu din gura mea. Asta se întâmplă mai rar cu mine, mai des cu nevasta. Însă, vreau să vă spun, dragii mei, că el se supără pe moment. Dar după 2-3 minute, uimitor, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, vine și mă pupă. Vine și mă ia în brațe. De te-a supărat pe dumneata o țâră? După 5 minute reușești performanța să vii să-mi spui te iubesc din toată inima mea. Ești fratele meu, e sora mea de credință. Sau și după 4 luni de zile nenorocit. Dacă suntem fii și fiice ale lui Iisus, trebuie să manifestăm dragoste grabnici înspre reconciliere, spre iertare, spre încăpăcare, spre acoperirea greșelilor, în dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute!
Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea zice Biblia să vă faceți ca niște copii. Să puteți ierta ușor. Să puteți ierta repede. Când noi nu putem ierta repede, când noi ținem în suflet sclavi, robi pe oamenii de lângă noi, când noi încercăm să le purtăm sâmbetele și să le facem răul, mă întreb dacă noi mai avem calitatea de fii și fiice ale lui Iisus. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Veți pune o cruce sus, veți pune o turlă și veți striga tare: Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar cum? Dacă vă veți iubi unii pe alții. Ăsta este reperul. Și când există dragostea aceasta lui Dumnezeu între noi, e semn că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Amin? Să ne ajute Domnul. Așadar, a treia probă, dacă mai suntem sau nu copii ai lui Dumnezeu, este proba iubirii în vederea reconcilierii împăcării grabnice. Și aș mai zice o dovadă eu aici, este dovada, o numesc așa, o să o explic, dovada doxologică. Ce înseamnă asta? Vine de la grecescul doxa, care înseamnă laudă la adresa lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, mai exact în Psalmul 29 cu versetul 1, Sfânta Scriptură vorbește prin psalmistul următoarele: Fiii lui Dumnezeu, dați-i Domnului, dați-i Domnului slavă și cinste. Ce se întâmplă în momentul în care eu sunt fiul sau fiica lui Iisus? Mă simt motivat ca în fiecare zi să-L laud și să mă slăvesc cu El. Să-L cinstesc pe El. Că avea să strige în Maleahi, în capitolul 1, Domnul Dumnezeu, și dacă sunt tată, unde mi-este cinstea de tată? Că voi mă numiți tată, dar dați-mi cinstea de tată. Adică când ești copil sau copilă de Dumnezeu, în fiecare zi tu te lauzi cu tata. Nu doar că îl lauzi și te lauzi cu el, că e diferență. Pe de o parte îl lauzi, zice, dați-i Domnului slavă și cinste, vrei să-i cânti cântări. Eu manifest de bucurie, tu lauzi și-ți înalți glasul către glorificându-L. Și astăzi m-ai păzit. Și astăzi am văzut bunătatea ta. Și astăzi mi-ai purtat de grijă. Și îl glorifici pe El în fiecare zi. Dar pe lângă faptul că îl lauzi, și te lauzi cu El. Adică vorbești la oameni despre El. Auzeam azi de dimineață, am ajuns târziu acasă, n-am dormit decât după 7 dimineața, fiindcă am fost la București, la urgențe, și am stat acolo vreo 8-9 ore și 7 dimineața am ajuns acasă. Am dormit 2-3 ore, am plecat apoi la muncă, am venit acasă. Și vreau să vă spun, dragii mei, că auzeam la un moment dat de dimineață, așa, fiind destul de obosit, auzeam că zicea pruncul nevastei mea, zice: Mami, tata e mai puternic ca tine, tata e cel mai puternic om, zice, tata are mulți, dar zic eu în gândul meu. Dar știi ce am observat? Copilul se laudă cu tata. Când te-ai lăudat ultima dată cu Dumnezeu la colegii de la muncă? Când te-ai lăudat ultima dată cu Dumnezeu în facultate, la liceu, între vecini, în familie? În fiecare zi să găsești motive suficiente să te lauzi cu tatăl tău. De aceea zice, dați-i slavă Domnului. Când ești copil sau copilă de Dumnezeu, tu vrei să-L glorifici, să te lauzi cu Dumnezeu de fiecare dată, găsind în orice obstacol o oportunitate de a-L lăuda, de a-L glorifica, de a-L declara și de a vorbi despre El. Și acum, în ultima parte a predicii mele, înainte de a cânta și de a face încheierea din seara asta, haideți să facem o mică recapitulare. Ce am vorbit eu astăzi la studiu biblic? Creștinul, un copil al lui Dumnezeu. În primul rând am vorbit despre procedura prin care poți dobândi calitatea de copil de Dumnezeu. În al doilea rând am vorbit despre probe că ești sau nu copil de Dumnezeu. Trei, privilegiile de a fi copil de Dumnezeu. Haideți să vedem câteva privilegii. 1. Iertare. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 12. Am dobândit, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Am dobândit iertarea de orice păcat. Ca un efect al faptului că ești copil de Dumnezeu. Este iertarea de toate păcatele tale. Și când te întorci la Dumnezeu și faci din Dumnezeu tatăl tău, tu intri în privilegiile statutului de fiu și fiică a lui Dumnezeu ca tată. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu în dreptul tău este că șterge cu buretele toate păcatele tale.
ca acel părinte căruia copilul i-a greșit și pentru că este părinte, el asumându-și vinovăția, îl iartă de toate greșelile lui. E inima lui de, inima lui de tată sau inima ei de mamă, inima lor de părinți, care-s gata să treacă peste și să ierte. Și asta este primul cadou, primul beneficiu, primul privilegiu ce decurge din calitatea de fiu sau fiică. Sunt iertat de toate păcatele mele. 2. Dumnezeu îmi dă posibilitatea să cunosc cât mai mult din El. 1 Ioan capitolul 2, versetul 13. Vă scriu copilașilor, ultima parte a versetului, fiindcă ați cunoscut pe Tata. Al doilea privilegiu ce decurge din calitate de fiu e că Dumnezeu îți dă posibilitatea să-L cunoști pe El mai mult și mai bine. Sunt oameni care ar vrea cu diferite VIP-uri, cu diferite vedete, celebrități, lideri ai lumii astea, să-i cunoască, să poată vedea mai mult despre ei și obiceiurile lor. Și vor să cunoască mai mult din oamenii respectivi. Însă Dumnezeu îți face posibilitatea să-L poți cunoaște pe El. El nu va face pe inabordabilul cu dumneata, ci dimpotrivă se va deschide ca o carte și filă cu filă, cu fiecare căutare a mea de a mă apropia și de a cunoaște mai mult din Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă posibilitatea să-L cunosc tot mai mult, tot mai mult și tot mai mult. Eu, ce privilegiu măreț! Zice Dumnezeu, te iau în familia mea, și acum, mergând în familia mea, eu te învăț ce aș face în fiecare situație. Numai tu ascultă și urmează-mă. Doamne, ajută-ne! Al treilea privilegiu e darul Sfântului Duh. Galaten, capitolul 4, versetul 6. Uite ce cadou mai vrea să facă tata copiilor lui. Și unii vreți doar iertare de la Dumnezeu, vreți doar să-L cunoașteți pe Dumnezeu, dar nu vreți să primiți și cadoul lui. De ce dați pe mâna? De ce dați peste mâna acestui tată? Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava sau Haba, adică tăticule. Iată, dragii mei, Dumnezeu ne mai dă un privilegiu să fim beneficiarii umplării cu Duhul Sfânt. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare de voi să fie botezat în numele Domnului Iisus, apoi veți primi ce? Darul Sfântului Duh, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Iată ce privilegiu face Dumnezeu copiilor Lui. Doamne, ajută-ne să primim cadoul Tău. M-ai invitat la ziua Ta. Și dacă ți-am adus cadoul și tu nu l-ai primit, nici măcar n-ai avut curiozitatea să-l deschizi, cum trebuie să mă simt eu ca om? Că m-am străduit să-ți dau cadou așa cum a priceput eu mai bine. E, acest tată vrea să le dea acest dar, acest cadou. Cum se simte inima de tată când noi nu vrem să deschidem acest... Nici măcar nu avem curiozitatea să vedem cum îi. N-ai vrea să fii beneficiarul acestui cadou. Doamne, ajută-ne! Un alt privilegiu. Dumnezeu îți dă răspunsuri la cerurile și rugăciunile tale. 1 Ioan capitolul 3, versetul 18, 21, 22. Hai să citim 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 21. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu și următorul verset. Și orice vom cere copilașilor, vom căpăta de la El. Avea să zic apostolul iubirii, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și orice vom cere, vom căpăta de la El. Un alt privilegiu ce decurge din calitatea de copil al Lui Dumnezeu e că te duci la El și spui, tăticule, am o datorie. Vrei să-mi dai biruință? Și tatăl tău, la vremea potrivită, îți va da biruință. Am un necaz, am nevoie de intervenția ta, tu ești tatăl meu. Vrei, te rog, să mă ajuți? Și pentru că El îți este tată, răspunde, da, la rugăciunea ta. Și ultimul lucru, un ultim privilegiu pe care vreau să-l evidențiez în seara asta, care decurge din calitatea de copil al lui Dumnezeu, este privilegiul de a fi moștenitorul
cele mai mari împărății din câte au fost vreodată. Efeseni capitolul 1 cu versetul 11. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel bisericii din Efes atunci și nouă astăzi tuturor. În el am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea acelea care face toate după sfatul voii sale. Amin. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun în această zi că ultimul beneficiu pe care l-am evidențiat în seara asta cu privire la calitatea mea de fiu sau calitatea dumneata de fiica lui Iisus este că vei moșteni împărăția care ți-a fost dat. Și Domnul va vrea să te facă comoștenitor al împărăției sale. Ce mare har! Să poți moșteni bogățiile harului său, ale creației sale și ale împărăției sale în toată plenitudinea sa. Te face moștenitor al lui. Ca orice alt părinte care înfiază, care adoptă copil și când moare copilul, părintele, copilul primește calitatea de moștenitor și el intră să moștenească toată averea tatălui, chiar dacă el n-a fost fiul legitim și a fost fiul adoptat. Legea îi facilitează dreptul de a moșteni tot patrimoniul pe care l-a avut părintele lui. Noi n-aveam niciun drept să fim copii al lui Dumnezeu. Noi eram sortiți pieirii, noi nu făceam parte din poporul Dumnezeu Israel, noi am fost altoiți, Dumnezeu s-a milostivit de noi, noi eram sortiți pieirii veșnice. Dar într-o zi, El, Hristos Domnul, s-a milostivit de noi, ne-a luat din gropile păcatului în care eram, ne-a înfiat, ne-a înnoit, ne-a dat o educație moral creștină și ne-a spus să trăiești în armonie cu conduita și valorile mele, că dacă veți fi de treabă, n-am să vă dezmoștenez niciodată. Aveți garanția. Contați pe mine că voi care ați început această frumoasă lucrare cu mine, eu o voi duce la bun sfârșit în viața voastră. Nimeni nu vă poate smulge din mâna mea. Asta se mai numește în termeni teologici siguranța mântuirii. Ai siguranță că eu nu te trădez niciodată, eu nu te abandonez și te voi duce până în punctul în care într-o zi vei deveni moștenitor al marii mele împărății. Doamne, îți mulțumim pentru calitatea de fii pe care ne-ai dat. Dar ajută-ne să o păstrăm. Să nu fim exeredați și dezmoșteniți de la împărăția ta, ca într-o zi să putem cu toții moșteni împărăția lui Dumnezeu care ne-a fost dată. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pe picioare și în vederea cuvântului de predică din această zi, să-L lăudăm și să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru. Copiii îl laudă. Copiii lui Dumnezeu sunt dependenți de El. El a scos din gura pruncilor, zice, laudele Lui. Copiii lui Dumnezeu ascultă de Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu se laudă și îl glorifică pe Tata în fiecare zi. Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să pot să cred ce pot a fi. Să sper mai mult în al meu Domn. Învață-mă să te